Primăria Comunei Miroslava organizează duminica viitoare pe 24 iunie cea de-a doua ediție a sărbătorii Ziua Iei la Miroslava. Programul va cuprinde o varietate de momente artistice susținute atât de artiști locali, dar și de invitați din municipiul Iași. În zi de mare sărbătoare, duminica viitoare, de sânziene, Miroslava se îmbracă în ie și se bucură de momente armonioase alături de ansamblul Ciurbeștenii, trupa de teatru Camadeva a Liceului Tehnologic Agricol Mihail Cogălnicianu, care va pune în scenă piesa Meșterul Manole, dar și de invitați de la Iași, ansamblul Hora Moldovei, condus de maestrul coregraf Mihai Roșcăneanu și Emilian Păduraru, și cântăreața de muzică populară Beatrice Duca. Și ne bucurăm că de fiecare dată ziua ei o sărbătorim cu drag și ne bucurăm că suntem români. Hora Moldovei, dansuri populare autentice, multă veselie, voie bună și, bineînțeles, costume autentice românești. La Miroslava, tradițiile încă se păstrează cu sfințenie, iar oamenii se bucură de portul popular într-un an centenar în care ne clamăm identitatea. Întoarcerea spre tot ce a fost odată ceva sfânt, ceva tradițional românesc și, totodată, cred că e vremea să spunem puțin, haideți să ne oprim și să vedem ce este cu noi, ca români. Să ne întoarcem la origini și la tradițiile noastre și să ne aducem aminte că poporul român a fost întotdeauna, să spunem, un popor atașat de tot ce înseamnă cultură și tradiții și să nu mai umblăm după tot ce înseamnă modernism. Toți participanții la eveniment sunt invitați să se îmbrace în cele mai frumoase ii și să se înscrie la concursul ii de ieri și de azi. În cadrul evenimentelor de săptămâna viitoare va fi expusă în incinta sălii de sport expoziția de pictură din aripa vremii a autoarei Iulia Vicol și vom putea admira și expoziția de ii de la Muzeul Etnografic din incinta Palatului Olga Sturza. Pe parcursul desfășurării evenimentului va fi amenajată și o piață de desfacere pentru produse tradiționale ale producătorilor locali.